Echipa națională de rugby sub 20 de ani a României efectuează în această perioadă un stagiu de pregătire la care participă doar jucători din țară. Acțiunea se desfășoară la Snagov și include un meci de pregătire cu echipa jandarmeriei franceze. Partida va avea loc sâmbătă de la ora 17 pe stadionul național de rugby Arcul de Triumf și va putea fi urmărită în direct pe Rugby TV. Printre cei 31 de jucători convocați de antrenori Nicolae Mocanu și Dan Dumbravă se numără și 8 suceveni. Este vorba despre Iulian Hodeniuc, Sebastian Rusu, David Bălan, Marian Popescu și Daniel Varvaroi de la RC Gura Humorului și Denis Săvucă, Gabriel Plecintă și Lucian Godroman de la CSM Suceava. Cei 8 rugbiști sunt campioni ai României la Juniori 1, titlu câștigat cu LPS Suceava sub comanda antrenorilor Codrin Prorociuc și Mihai Coca.